Vă salut! Bună ziua! De la Tulcea, mă numesc Abangeanu, Sunt uh, tehnician muzical Repar, acordez, acordeoane Armonici Armonici, dubluton sau diatonice Piane Vă voi prezenta Câteva noțiuni tehnice În legătură cu uh, Pasul la claviatura acordeonului Pentru Să fie mai bine înțeles Că mulți spun Că mai mare ca mai mic. Deci, sunt noțiuni tehnice la care o să le prezint. 6 mm, clapa mare, aici, asta e, ca să permită să deschidă la papuc. E mai mică, nu dă drumul la ton. Iar clapa neagră, 4 mm la bază. astea sunt standarde la care trebuie respectate. Deci, aici avem 4 4. Când a închidit clapa, aici trebuie să fie 4 la bază. Iar aici, 6. Distanța între asta care la poziție rămâne închisă și asta care deschide. 6 cu 4. Papucitul se vede. Nu păcăni, nu cloncăni, cum spun unii, că cloncăni. Nu, nu trebuie să audă zgomotul ăsta. Aici, supapele sunt făcute, toate sunt schimbate. Se vede, e cu garanție lucrarea și masa de acordat, care o prezint mereu, se vede. E într-un triunghi. masa tonalitate, acor, aparatul de acordat și masa, instrumentul. Vă urez un weekend plăcut!